Teatrul Național din Târgu Mureș va găzdui astăzi primul spectacol de teatru din România jucat integral în limba romani. Este vorba despre o adaptare după O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale. Potrivit directorului Asociației Culturale Amfiteatrom, Sorin Aurel Sandu, spectacolul va începe de la ora 19 în Sala Mare a Teatrului Național din Târgu Mureș. În distribuția spectacolului se regăsesc actorii Marcel Costea, Zita Moldovan, Sorin Aurel Sandu, Pavel Bârsan, Mădălin Mandin și Dragoș Dumitru, iar regia și scenografia sunt semnate de actorul târgu mureșean Rudi Moca. Premiera absolută a acestui spectacol este de fapt un demers ce intenționează să susțină crearea unui teatru țigănesc în România după modelele celor din Rusia și Serbia.